Bună ziua! Voi începe prin a mă prezenta. Numele meu este Tatiana Andrieș și de foarte puțin timp am deschis acest canal de YouTube. Sunt româncă, dar de foarte mulți ani lucrez în Italia. Astăzi voi încerca să vă arăt câte ceva din ceea ce am învățat eu. Și de aceea vă voi arăta cum să lucrăm telepălăriuțe, miniaturi, care pot fi folosite foarte bine ca bomboniere, care pot fi folosite ca un mic cadou. Fiecare poate lucra culoarea care îi place, o poate decora în modul în care îi place. Eu am făcut acestea și mai simple și celălalt model care este un pic mai încărcat. Pentru început vom avea nevoie, în primul și în primul rând, de un dop de plastic, de la o sticlă de plastic. Eu am acest capac cu diametru de 4 cm, de 5 cm, de la o sticlă de lapte. În funcție de mărimea capacului, vom tăia un carton. În acest caz, cartonul meu are un diametru de 9 cm și jumătate. Tot așa, în funcție de mărimea dopului și a cartonului, vom utiliza materialul cu care să îmbrăcăm aceste. Eu am folosit atlas, culoare bej. Pentru carton, diametrul este de 19 cm. Iar pentru capac, diametrul este de 11 cm și jumătate. Am înseilat deja, după ce am tăiat rotundul, am înseilat și vă voi arăta modul în care vom îmbrăca cartonul. Vom pune în mijloc și vom trage firul de ață. În felul acesta vom aduna tot materialul în jur. Vom trage cu atenție. Se vor forma aceste crețuri și vom face două noduri pentru a opri materialul. Aceasta este foarte ușor de realizat. Foarte ușor. Îl face și al doilea nod, așa dăm siguranță țesutului, nu se va desface. Și după ce am făcut și al doilea nod, vom tăia firul. Eu am pregătit dinainte pentru a nu fi un video foarte lung. Dacă vă place ceea ce eu fac, vă rog foarte mult să vă înscrieți la canalul meu. Vă rog foarte mult să dați like, share, să distribuiți, pentru că mă voi ocupa foarte mult de acest canal și vă voi arăta câteva lucruri care sunt foarte frumoase la vedere,
Și îmi place să împărtășesc cu dumneavoastră un pic din experiența pe care o am. Acum, vom îmbrăca dopul de sticlă. Tot așa, îl vom pune în mijloc, ținem bine cu degetul și tragem materialul. Trăgând materialul, vom îmbrăca dopul. Din nou, vom face nod, două noduri pentru a opri materialul. Trebuie să steie fix aici. Și odată făcut și acest lucru, vom folosi lipici lichid. Eu toate aceste materiale care le folosesc, le-am cumpărat de aici, din Italia. Prețurile nu sunt egale cu cele din România, dar fiecare poate folosi orice tip de material dorește. După ce am îmbrăcat capacul și bucățica de carton, voi pune lipiciul lichid pe această parte. Vom fixa pe mijlocul pălăriuței și pentru a fi siguri că se lipește exact, eu am făcut o metodă particulară, pun acest șervețel deasupra și voi pune o piatră de cântar. În felul acesta, cu siguranță, se va lipi. Între timp, până când aceasta va fi gata, vă voi arăta cum decorăm această pălăriuță. Eu am făcut-o prima. Pentru a decora, putem folosi fie pamblică, cum se cheamă acasă, pamblică, cu înălțimea de un centimetru jumătate sau doi, depinde de cât de înalt este capacul, sau vom putea folosi dantelă. Eu am acest tip de dantelă, care se asortează foarte bine cu culoarea pălăriuței și îl voi folosi pe acesta. Vom aplica aici. Voi pune un pic de lipici. Și voi merge cu pamblica de jur împrejurul pălăriuței. Tragem bine. Când ajungem aici, vom pune din nou un pic de lipici pentru a uni cele două capete. Și voi ține un pic presat. Este un lipici care ar trebui să lipească foarte ușor. Acest tip de lipici îl puteți găsi în magazinele de specialitate. Cred că acasă se găsește în mercerie, de obicei. Se numește blocante. Lipici transparent. Odată ce am lipit aici pămlicuța, voi tăia această parte, voi scurta voi sigila țesutul cu bricheta cu atenție să nu ardem țesutul.
și nici pălăriuța. După care, aici, voi aplica o floricică care am făcut-o eu. Folosind din nou același tip de lipici. În comerț se găsesc și floricele gata făcute pe care le puteți folosi dacă doriți, dacă nu, încet încet, pe parcursul diverselor video pe care le voi realiza, vă voi învăța cum să faceți anumite tipuri de floricele. Din nou îmi cer scuze dacă am folosit vreun cuvânt italian în toată descrierea mea. Sper că vă place ceea ce realizez, sper din tot sufletul că mă veți susține, că vă veți abona la canalul meu, că veți da share, că veți distribui ceea ce lucrez și accept cu plăcere, cu mare plăcere, sfaturi, idei, cu alte cuvinte, accept să colaborez cu dumneavoastră. Dacă vă place ceea ce am făcut, eu vă mulțumesc și vă aștept la un nou video pe canalul meu. Bună ziua!